Directorul unei companii de tehnologie a fost arestat și acuzat pentru o crimă din 1992. Atunci, el ar fi ucis-o pe iubita colegului său de cameră. Conform Digi24, John, în vârstă de 58 de ani, directorul general al companiei ReadyTech, a fost arestat sâmbătă pe aeroportul din New York după ce a sosit de la Amsterdam, potrivit unui comunicat al procurorului districtual citat de CNN. El a fost acuzat că a strangulat-o pe iubita colegului său de cameră, a declarat procuratura. Anchetatorii au spus că ADN-ul lui a fost descoperit pe frânghia din jurul gâtului tinerei. Cadavrul a fost găsit cu o frânghie în jurul gâtului în mașina ei în septembrie 1992, la aproximativ un kilometru de locul ei de muncă din California. Urmele pantofilor inginerului de software pe atunci, în vârstă de 25 de ani, au fost găsite pe interiorul parbrizului mașinii, semn că cei doi s-au luptat. Acesta a fost arestat fără drept de cauțiune la New York. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă închisoare pe viață, potrivit biroului procurorului. ReadyTech spune într-un comunicat că arestarea lui Woodward a fost un șoc pentru noi toți, relatează Digi24.ro.